Ne-am întors la News Hour with CNN. Cea mai veche Biblie ebraică va fi scoasă la licitație. Codex Sasun, despre care se crede că datează de la sfârșitul secolului al IX-lea sau începutul secolului al X-lea, va fi vândut pentru o sumă estimată între 30 și 50 de milioane de dolari. De la reapariția sa în 1929, Biblia a fost păstrată în colecția privată a unui elvețian. Acesta devine acum cel mai valoros manuscris vândut vreodată. Cercetătorii care au studiat această Biblie spun că este scrisă în ebraică, de asemenea, într-o ebraică în care sunt redactate și pergamentele Torei. The Bible is written on parchment. It's handwritten by one scribe on 792 pages. Parchment was a really expensive strata upon which to write things. It was what books were written on in the medieval period until the advent of paper, when things sort of moved to being written and printed on paper. But this book would have required over 100 animal skins in order to be able to have commissioned it. So it's a very luxurious item that only the wealthiest of patrons could afford.